Sunt motociclist, însă nu pot să spun că am foarte mulți kilometri pe motor. Timpul nu-mi permite să mă bucur de această pasiune la adevărata ei valoare. În trafic sunt mai mult la volan, însă mă asigur de fiecare dată la efectuarea oricărei manevre, atât pentru siguranța mea și a familiei mele, cât și pentru a celorlalți. Îi respect pe motocicliști, ca și pe ceilalți participanți la trafic. Respectă și tu! Ca motociclist tânăr îmi place viteza, dar nu pe drumurile publice. De aceea am ales să merg pe circuite special amenajate să-mi potolesc setea de adrenalină. Și tu ții la viața ta, dar în trafic riscul ca un motociclist să își piardă viața este de 5 ori mai mare. Te rog, uită-te de 2 ori în oglindă când te asiguri. Ca începătoare, încerc să mă integrez în peisajul colorat existent pe drumurile publice. Respect regulile de circulație, dar am observat că asta nu e suficient ca să nu fii implicat într-un eveniment nefericit. Te rog, respectă-le și tu, iar când vezi un motociclist în trafic, imaginează-ți că ar putea fi cineva drag, un membru al familiei chiar. Ca motociclist, nu de puține ori am fost pus situații neplăcute în trafic. Datorită experienței mele de peste 40 de ani, am reușit să scap nevătămat. De multe ori, tu nu m-ai văzut când ai schimbat banda de mers, pentru că erai preocupat să vorbești la telefon sau să schimbi postul de radio, în loc să te asiguri și să semnalizezi. Sunt tatăl unui motociclist care și-a pierdut viața într-un accident rutier. Avea doar 28 de ani. Nu vreau ca tu sau familia ta să simte ce am simțit noi. Te rog, în numele fiului meu și a celorlalți motocicliști, să fii mai atent în trafic.